Mă țin de mult să vă spun cum s-a scris istoria asta. Sper că nu ai de gând să ți folk. <laughs> cu mult umor, doar așa, doar așa a fost din totdeauna. Lasă-mă și pe mine să țin două piese, să iau și eu banii de la ea <laughs> și plec la... Cu de jos? Deci eu, artistul și de pe scenă și cu ăla. Publicul. Și cu ăla Și el ce zice? <laughs> N-am mai vorbit. N-am mai vorbit cu mine, nu? Nici un cuvânt. <laughs> o o stat înspre Halatraian De la foișor până în piața <laughs> Încep serie nouă azi, deci pregătiți-vă rezervele de cafea și dispoziția pentru voie bună cât cuprinde. În sală era Miruna și cu mama e doamna Gheorghiu. Mama Mirunei. Mama și <laughs> Nu au zis că mașa de noapte, ai de capul. Un celebr și bun coleg de facultate spunea Că avei blugii rupți la spate Vedeai spre casă când afară plouă Cu controli buzuri, 89 Blondă și tristă cum ne-ai plăcut nouă Gerghiu, nu este adevărat, nu e adevărat. Cu fata să mi las pe fata mea să meargă la facul. Tu și cu... De că niște de golan sunteți acolo și... Cum eu, cu, te... cu blugi, cum, te... cum, <laughs> cum nu să las eu la facultate cu fata mea, cu pantaloni rupt la pe Și el să-i Să, -i lasă că că de să știți că și Andrei, lăsați că știu eu. Să știți că și colegul, și Alexei, imediat, adică și el, el, el a văzut și o știe. Nu se poate. Nu este adevărat, nu este adevărat. <laughs> niciodată. Eu nu lăsam copilul să meargă la facultate. Așteptește de <laughs> <laughs> Să deschidem, deci, sufletul și brațele și să-i primim. <laughs> și uite așa, în această atmosferă deosebită, dar grăitoare <laughs> pentru vremurile de altă dată, deschidem în plină pandemie Casa de Cultură. Cred că e prima casă de cultură care își permite acest lux în vremurile astea. În vremurile astea da. E o mai veche idee de-a mea, îi mulțumesc lui Dumnezeu că am apucat să o pun în practică, dar în același timp aș vrea să mulțumesc și celor doi pământeni prezenți aici, în mod special lui Aurel Mitran, cu care am copt această idee la foc mic, cum se spune. Și o punem în practică, bineînțeles, în singura formulă cu care puteam să debutăm, practic, fiind vorba de Casa de Cultură, al cărei înțeles va fi imediat, ca să zic așa, de dezvăluit de și dezvoltat, cu nimeni altul decât unicul, inegalabilul Mircea Vintilă. Al nostru cioculeț. Din fulgi de nea. Să-l punem la foc mic. Să-l punem la foc mic, fă ciocul. Ah, da. ce frumusețe, ce frumusețe. Vă spun că vin după un sezon de iarnă foarte încărcat, e adevărat, și de zăpadă, și de distracție, dar și de cântări în același timp. Pentru că așa s-a născut Opa. ideea asta, așa m-a apăsat. Da, da. Ciocule, da. da. Am fost de mai multe ori la Straja, de mai multe ori decât m-am gândit eu că o să merg, și acolo s-a întâmplat că am nimerit într-un context extrem de fericit din punct de vedere cultural, artistic. Am întâlnit uh, un băiat care cântă minunat, pe care și tu îl știi, Cătălin Stepa cum Băiatul de de Tatiana Stepa, da, Stăhoada, bine, Un băiat extrem de talentat, da. care avea și chitara cu el, a avut și microfoane, a avut și stație de amplificare și cu care am întins niște nopți. Deci și, după prima, noapte, și... Da. după prima noapte... Acolo După prima noapte am zis muzica asta nu o să moară niciodată, spiritul ăsta nu o să moară niciodată și ar fi foarte frumos să-l împărtășim, să-l să, -l, să -l dăruim și altora. Da. Atunci într-o zi cu soare l-am sunat pe tăticul meu adoptiv respectiv Aurel Mitran i-am împărtășit această idee și ce a zis el? O să am ușit. <laughs> a zis cum mă, noi, nu noi dacă nu noi, vorba aia cine? Cine. atunci cine, cine exact de, de. După aia a fost foarte simplu, Ciocule, pentru că am pus numele pe hârtie, dar doar de la poziția 2 încolo. Pentru că am căzut de comun acord ca pe poziția 1, deschiderea. Deci, așa. primul episod să, să fie cu tine. Da, 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 da. Acum o să-l rog pe el să spună de ce e potrivit, așa să începem cu ce Vintilă povestea asta. Știu și eu ce să zic, fiind un om a ajuns în maturitatea experienței artistice în momentul da. de față. Da. Un om pe care îl cunosc de multă vreme. Nu, nu, l bag în partid, nu e o recomandare în toată treaba asta, dar fiind un vechi prieten. Prieten. Așa. Și ne ne din. făcut o în 1977, nu de la 1877 pentru cei mai tineri, deci din secolul trecut, nu din rândul trecut. Da, 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 da. Ne, -ne de amar de vreme, am zis uh, să o luăm cu ceva. Ceva, undeva, cumva, cu cineva. Cineva? Sigur. E el. Pentru că folcul românesc da. a început cu câțiva oameni care unii mai sunt printre noi, alții s-au dus în alte părți, părți. Da, da. Da. alții s-au dus de tot. Că așa e pe lumea asta. Uh, domnul Mircea Vintilă, cu numele conspirativ Ciocul, <laughs> este un personaj greu de dibuit. Și cu ocazia asta, stând de vorba amândoi, noi gratân unul de unul pe altul cu bucureșteanului autentic. Bucureștean autentic, sigur că da. Absolut, da. Asta a venit din momentul în care am constatat că marea majoritate a folchistilor din generația noastră da. sunt născuți în alte localități. Păi da, s-a întâmplat asta. Deci, Ciocules, tu ești practic singurul folchist bucureștean autentic? cu vechimea așa, că totuși mai sunt acum, adică dintre forchiștii noi. Mă... Sunt, 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 au fost, au fost, Căcă, au fost și Doru Am, și Valeriu da. Sterian. Valeriu Râmnicu Sărată, exact, da? Valestean. Da. Da. Vorbim de, de bucureștean uh, autentic, adică Doru născut Curesc. aici. Doru Doru. Culesc, el prezidente. Da? El prezidente, da. zică. Prezidente și secretar, așa cum știi da. tu că da. plăcuie vorbirea. <laughs> e drăguț. Da. Nici nu știi când ne bucurăm. Adică cât mă bucurim, că și bucur eu. Să bucur și Aurici, că știi foarte bine. Și eu mă bucur și eu. Deci dai seama că este o nebunie când mi-a spus prima oară Aurel despre ce se întâmplă, am zis, bă, o să fie o nebunie totală și, într-adevăr, cred că bă, așa o să fie, <laughs> pentru că nu -are cum e forță. N-are cum altfel. Emforță, cum da. altfel. Da. Ciocule, de unde a venit porecla asta? Ciocul. Da, când eram mici, îți dai seama, și ne jucam pe stradă, în cartier, pe strada doctor Lister, adică în cartierul Cotrocin. Da. Asta e, da, cineva, că... să, cineva trebuia să... Cine să joace și acolo. Și acolo, da, da. Fiecare copil avea câte o bă, poreclă și la Mircea, Mirciocu, Ciocu s-a prescurtat de, aici de ciocu și da, fiecare. Dar fiecare, dar toți aveau fie... câte o poreclă, așa că nu era nicio problemă. Deci în perioada copilăriei, de atunci... E... Uh, mi-au spus uh, așa, da. Și au mai da. arumiți prieteni de-ai mei, mai spuneau că toate restul, toi erau apropiați, că ne, știam, ne cunoșteam și uh, fiecare, uh, discutam, discuțiile noastre erau cu porecle și cu... N-aveți impresia că s-au cam dus asta cu poreclele? Mai sunt? Nu, nu prea sunt, La noi în sud e tradiție, adică, da. serios vorbind, dacă e istorescu, e cine mai trece, ce se întâmplă, ce se întâmplă. Deci în sud, da? faptul că n-ai porecle, nu, nu e bine. Nu, nu, e bine deloc, înseamnă că și... Ești, nu prea ești cu lumea cum ar veni, ești cam nu. retras, așa. Așa cum Moldova ia a da. în toată treaba, la noi totuși, până la urmă, ideea a plecat de la porecle în principal la sat, în special, la oraș, a venit Cuza și a întors totul pe partea altă. Că mai din Ion a devenit Ionescu, din Pop a devenit Popescu și așa mai departe. În Moldova, pentru că muise vai de mama lor în războaie, vai tot timpul, s-a da. luat după sistemul moldovenesc mamă. A Marii, a Saftei, da, 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 da. A cui e ăla? Că trebuia să-l identifice de sigur, undeva. Sigur, 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 La noi asta cu certificatele de naștere a E mai încoace. Mai Odată ce au apărut și stațiile la cântări. Dar absolut toți aveau porecte. Nu era nicio problemă în perioada Da, da, da. copii. Mie mi se spune mitrică sau mitrică, de exemplu. să ți foarte multe feluri. Da, da. Mitrica, Aurici, Aurel, da, 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 Aurica, mă rog, cum mai cheamă. <gătă> <gătă> da, da, da. <gătă> a, ba, așa, ce. când se mai discută, se mai, mai vorbește colim, și da, de Mitra, da. din când da. în când, să știi. Da. S-au făcut și versuri, dacă ți-aduce aminte, pe malul Dunării. Oh, da. Atunci când broscuțele, o broscuță a fost tratată extrem de gingaș. De ce știu, -i -i. Da, de către o nepoată, respectiv fata lui Relu Bițulescu. Da. zice nici nu de, poate, de eu, da. o nepoată, o doamnă toată regula. mai muie. Exact, da și Aurel a ajuns la concluzia că, bă, da, știi cum o trata? A prins o broscuță pe malul lacului, mă rog, Așa. eram într-o formulă destul de frumoasă, da. cu Alifantis, el era gazda noastră. Da, 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 da. Da, la Brăila, bineînțeles, se desfășura toată povestea. Tare de tot. În munci la Brăila. La da. Alifant. Și aia mică, atât a îngrijit broscuța aia, încât... Cine a zis? Cred că tu chiar tu ai zis-o. Zis. El a zis. S-a uitat și a zis, vezi, bă, mai bine Batracian decât Mitran. <laughs> eu vreau să mai beau vot, că și ăștia n-aveau grijă de mine. Asta e foarte <laughs> bine, nu e bun, Așa de <laughs> <laughs> Da, 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 da. Dar poate ne ajuta să ne amintim cum s-a născut folcul pe patria noastră, dacă tot am pronunțat acest frumos cuvânt forma din patru litere. ce? Ce? Da. 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 Ciocule Tu ar trebui să. Ciucurile teribile, da, nu, chiar. Eu nu știu chiar că și Aurel, adică și el era, era de față în toată perioada, da, da, cred că pur și simplu, adică din drag de a, de a cânta și de a face ceva. Dar aple, a, interesant este că tot ce a apărut a apărut într-un mediu studențesc absolut, toți în perioada. Erau studenți. studenți. Interesantă. Deci din forț, și din rock, atenție. Toți erau studenți. Trupe, da, trupe puternice, trupe extraordinare, care au făcut în toată deschiderea aceea, care a fost de început, deci, să zic că moment protestatar, nu era ca protestul din, din America sau din alte părți, S a apărut dintr-un mediu, din mediu studențesc. studențesc. Asta este. Foarte interesant. Ba mai mult s-a mai întâmplat ceva, Mircea, dacă ți aduce aminte, că noi am mai discutat la un moment dat de da. poveștile astea. S-a întâmplat că de aici a început și defazarea. La ei folcul. Da. Și rocul, și bluzul. Și când zici la ei, te referi peste ocean? ocean? Peste, peste ocean, ocean da. Da. De okay. da. a venit da. Val, da. practic. A început ca o poveste de stradă, o poveste de oameni ai... De protest. De protest. Da. La noi a început ca o mișcare intelectuală. Da. Și atunci ne-am gândit și am ajuns la concluzia că, de fapt, toată această defazare pe care am avut un decursul anilor este că la noi, cu protestele, hai să înțelegem exact despre ce este rog, vorba, da. pentru că România da. nu avea niciun război cu Vietnamul la vremea respectivă. Da. Dar perioada care s-a pupat. Ustocul, cu războiul din Vietnam. Vietnam, cu, cu toate frământările cu... sociale din perioada. Exact, da, exact. Da, da, da. cu Angela Davis, Davis cu tot da. ce mai departe. Ea a fost reală, o mișcare, pf, sună ciudat, dar dacă stau să ne gândim cu mintea de acum, a fost ușor de stânga. La noi a fost o mișcare de dreapta. De dreapta. Păi la noi stânga era dreapta și dreapta. și de... până peste cap, adică le ajunse sără oamenilor, tatăle a da, și pe urechi. De. Deci în contextul social, politic a fost Diferit. Sigur, sigur. Sigur. Asta este clar, pentru că ce spunem aici e perfect adevărat. Da. Tot ce se întâmpla a întâmpla în cluburile studențești. cluburile studențești? Da. Aici era. Da, 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 da. Principal, Casa Studenților din București se cântau întregi în patru locuri. Se cânta jos la uh, discotecă. Discoteca întotdeauna era cu o trupă uh, care cânta și cântau toată noaptea. Și cântau live. Da. Că Asta, nu prea avea la Atunci, frita, da, e, unde? da, da, de În sala de spectacole și o tradiție un băruleț, da, unde absolut toți au cântat în Casa de Cultură. Da, da. da Ce frumos, așa era obicei, era așa o tradiție. Cum e călușul? Da, da, așa era, să cânta live, atunci da. deci că nu avea oameni -a altă variantă, de altă variantă, îți dai Și fără microfon, și fără să cânta, pur și simplu. Și care erau și locurile, Ciocule? Cel mai bun loc și cel mai de bază și cel mai important și cel mai prețios, Casa de Cultură a Studenților. Grigore Preoteasa se da. numea pe Eu cred că și așa. acum eu tot așa o am în memorie, Cap e în spatele așa. operei pentru exact, cine exact, nu știe. Exact. Da, da. Exact. Da, cred că știe toată lumea. Absolut, așa. toată lumea are, care are o poveste superbă. Că care e povestea? Deci îi spune Grigore Preoteasa da? în numele unui foarte tânăr activist. Evident, dar membru în Comitetul Central. Da. care a plecat la funerarii în Uniunea Sovietică, da. împreună cu o delegație. Așa. În delegație făcea parte și Nicolae Ceaușescu. Așa. Gheorghe Gheorghiu deci, care era primul invitat, nu s-a dus. Nu a putut, era bolnav, lucrurile sunt discutabile. Nu sunt istorice. Singura persoană care a murit a fost Grigore Peoteasa. Fotografiile epocii le arată pe Ceaușescu cărându și criu, pentru că era cu banderolă neagră, pentru că era membru în Comitetul Central. Fiind cel mai tânăr, numele student Casei Cultură pe Peroteasa s-a dat acestei jucării a tineretului pusă în practică da la vremea respectivă. Da, da, da. Ce chestie. El inese, casa a fost construită înainte ca și club. Da. Înainte de 45, cum au fost cluburile cum a fost tehnic clubul, de exemplu, dacă nu mai sigur, sigur? -că, că da, sigur lângă, că da. lângă Belu. Și s-au construit niște cluburi care au fost în general făcute de țărăniști. După care au fost naționalizate, tot ale tineretului, toate. Da? Și s-au dat destinația de casă de cultură. Dar ea nevoie, de o casă de cultură centrală, care stăteau pe raioane, cum era pe vremea. Aha, am înțeles, da, da, da. Vedeam da. cu Andrieș la un moment dat eu sunt născut în raionul Vei Lenin și el, în orașul vei, hey, Stalin. Stalin, da. Brașov. așa e. da, exact, exact, în vremurile alea, da, da. Numai vintile s-au născut încotro, în Cotrocin, că asta e Da, am zis, pe cineva trebuia să nască și acolo. Da, porto... Să spun, adică Aurica a, spus, a, povestit și despre tehnicul, să știi că erau uh, spectacole tari, de tot, adică se cânta, dorința fiecăruia era să cânte și la Casa de Cultură și la Tehnic Club și, mă rog, la celelalte ecran club și la celelalte cluburi care erau prin... Uh, prin București, la Casa de Cultură a Studenților. Când Absolut toată lumea a cântat acolo. Acolo elea... era, treaba. Acolo. Despre ce an vorbim exact? 68. În 68 am cântat eu prima oară în Casa de Cultură a Studenților. Eu, de fapt, am de... când am debutat, am debutat ca un solist vocal, deci nu al unei Nu cântai trupe. și la chitară? Nu, atunci eram solist vocal. Cântam la chitară, eu Așa, ca cum, să mai convingi tu câte o... că da, te o chestie, că te o treabă, o, o compoziție, mă rog, ceva, dar eram ca și aveam și microfonul, un microfon grundic, primit oh. ca ce era tare de păi, tot. Dar bineînțeles, și azi e tare. Da. Și azi e tare. Dacă da? l-ai fi păstrat. <laughs> da. Îl mai ai? Nu, nu mai am, am. Nu, 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 mai am mai ai. și nici... Și da. Ce cântai atunci, Ciocule? Cu ce ai debutat? Uh, am găsit atunci show. când am auzit la emisiunea Mitrono, Metronom când am auzit <lip> Cornel, pe Chiriac. Cornel Chiriac și Geo Limbășanu care prezentau atunci uh, metronom. Metronomul, da? L-au prezentat uh, pe, pe Bob Dylan. Hopa, care era chitară, voce, voce și muzicuță mai din când în când. Da, 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 și corect. da, Și zic hopa, să zic. era o probleme grele de tot atunci, și cu stații, da. și cu chitări, și cu ce, eram prețios, și cântam și, și știam acolo, că adică, piese la repertoriu și la asta, și dintr-o dată, erau probleme mari cu unde stai, unde sunt stațiile, unde sunt amplificatoarele, tot da, dar, da, da, cum da. era așa, era înce la început, și am zis, hop ia uite ce se întâmplă. Voce și chitară, Bob Dylan. Hop, deci nu e nicio problemă. o idee. Da. Ia să-i dăm în rău. Și într-o duminică era la Atlantida, condus de Radu Anton Roman. Opa! opa bă, dar fii atent ce intersecții culturale aici. Opa, Radu Anton Roman zece... ar merita, după părerea mea, pentru că lumea are cumva memoria afectivă doar legat de gastronomie. Corect! Zic Corect. greșit? Nu, no, nu, no, nu. No, Și e nedrept. Faptul faptul nu, pentru care e. Radu Anton Roman e un personaj mult mai complex. Un, un intelectual. Da. Prin definiție. Deci era un intelectual pur sânge, ca să zic așa. Da. Și sunt multe lucruri care se sunt, inter... multe intersecții culturale acolo, între care și povestea asta. Scuze poveste de da? Și mă rog, citeau poezii, citeau, mă rog, din piese de teatru, ce, era celacul literar. Și s-a obișnuit, la început a cântat Mircea Florian, da? la sfârșit a, se cântau Două, câte două piese fiecare venea cu chitară, Bircea Floriană a cântat uh, la prima ediție, la primul cenaclu, primul Atlantida, cenaclu, da, și duminica următoare am cântat și eu, tot două piese. Mircea Florian, să nu greșesc, este profesor la UNHC, uh, la, la, la universitate. Uneatece, da? Sigur că da, da, uh, da, uh, da. Ceva secția de Sunet Lumină e o chestie sunet, sofisticată, da, mai nouă, foarte interesant, interesant, da, foarte da, interesant. Da, este un profesionist excepțional. Da. Uh, chiar am avut ocazia da. să petrec o seară întreagă cu el, uh, acum un an sau doi de sărbători, cred că de Paști sau ceva, am făcut Paștele împreună. Ne-a cântat la drâmbă. Da place ce frumusețe! Da. Și neapărat, uh, Aurel, trebuie să. Eu, să avem ucranicul. o întâlnire și cu Mircea Florian aici. Bineînțeles că ne-am gândit neapărat. la el și pe Păgistan. A fost da. de student, să... este absolvent de. Cibernetic. Cibernetic. Care la vremea la vremea respectivă, a, da. era science fiction. Nu știa ce e aia cibernetic. Ce, ce, Erau da. Era niște șifoniere. Și apariția a. lui era spectaculoasă în afară. Avea o chitară și avea niște clopoței, așa, târnați de chitară. Da, era Eu întotdeauna l-am perceput pe Mircea Florian un pic înaintea vremurilor. Chiar a fost așa, 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 așa. un pas da, Și acum. Și acum. fund. și acum, da, și acum, e este, minunat. Am încercat o fuziune a altelor care foarte puțin au reușit să o dibuie, mă și plecatul lui în Germania să nu mâniem pe Dumnezeu l-a ajutat îngrozitor de tare. Și eu cred, da. Până la urmă să discutăm cu cărțile pe față. Sigur. Aici lucrurile începuse să se închidă și acolo era un maxim de efervescență. Să nu așa ne e, da. prostim de cap acum, că suntem oameni da, pătrâni, da, da, da. Fără discuție, da, ca să te duci totuși într-un oraș în Germania și unde cea mai mare vedetă este Pina Bausch, de exemplu, cea mai mare balerină de balet contemporan, dans contemporan, de fapt, la modul real, Adică s-a dus într-un loc în care chiar se întâmplau lucruri, s-a uitat sigur, lumea la el, sigur, el a venit sigur, cu ceva sigur, pe masă sigur. și el, dar s-a și pus că ei face pe cea la computer până în 2094 la cea public. Sigur. Și cu ce cântă că ai debutat ciocule la Atlantida? La Atlantida am cântat atunci, uh, uh, spun, uh, Lordul John și o sebite anecdote pe versul de An Anton Pan. Te rog eu frumos, dacă tot ai pomenit de Lordul John. Hai să întoarce-te puțin pres de cât să zic așa, până la fără 10. Hai de să repede. Chitara aia, să, că e păcat de se Dumnezeu bebe. să, dacă tot am pomenit de du John, să nu ne amintim exact cum ai debutat. <laughs> Și unde se desfășura? Unde, unde, se ține acel acolo ăsta? la Casa de Cultură a Studenților. Ah, chiar acolo, la Grimele Preotasă, da. da. da? -un, era un băruleț acolo unde, mă rog, se, Bun. se uh, cânta și Johnny Reducano, dar pe vremea aia cânta la contrabas, ce era nebunie. Păi, bineînțeles, da, absolut, era absolut, era da. nebunie totală. Acum, a... Și Johnny Răducanu, Dumnezeu să-l odihnească, ar fi meritat un capul. podcast astăzi. Cred că i-ar fi plăcut genul ăsta de program. Da, da, da. Era da, fix da, pe da, da, gustul plus că lui. Să ne da. pe toți, n da, ah, <laughs> să mai probleme. Absolut, da. Am avut, eu am avut norocul și șansa asta. Am avut chiar emisiune. am făcut emisiune la radio, la Pro-FM, l-am prins, am avut inclusiv Așa? cântare live cu Johnny Răducanu la radio. Erau niște vremuri. Eu am avut noroc cu ăsta Cioculeț. După cum știi că am avut noroc să mă rog, să te întâlnești și pe tine de mai multe ori da, și o, la radio. De mai și... multe ori și pe <laughs> Pe da, și... da, da. Asta, că... da, asta a fost șansa a fost. A mea că eu să cresc cu voi. Da, adică da, voi da, chiar da. m-ați crescut pe mine și acum lumea o să și înțeleagă de ce eu spun de Aurel Mitran că e tatăl meu adoptiv. Că m-a crescut este de mic o, cumva. Un bucureștean autentic deosebit. Deosebit. <laughs> deosebit. Poate ar trebui să spunem oamenilor și ce e cu Aurel Mitran și de ce el e în poveste asta, că el e foarte legat, nici n-avea cum să fie altcineva, adică nu, era, nu, nu exista a doua opțiune aici în zona da. Asta. După, da. după ce Sigur, ne bucurăm da. împreună de lor, John Sezonii se prind ziare Că în Irlanda e într-un sat Bun. Un bărbat Grozav de tare Lordul John prizând veste Cine e și de unde este Vrea să știe dacă e adevărat. Ca mulți lor de viță veche, din îndepărtatul nord, lorul John e într-o ureche. pe drum și cântă și e cel din la trântă și e cel mai tare lor. A găsit în urmă satul pe țăranie, l-a găsit ocupat cu măturatul Și așa o indul binelor lordul drept spre desul vine fără zice, fără zice bun găsit Și apoi gata de bătaie El se îndreaptă spre țăran Spui că ești grozav de tare de ți am cuvânt prin lume, eu din Londra vin anume, trânte deci cu tine vreau. Dar țăranul se crucește, simte palmele că iar lenește nu și îl proptește. Scuipă în palme și se întinde și pe lor de îl prinde și la zvârle și la zvârle peste gard. O să stau acum cu tine să mă lupt, mai vrei ceva? Auzi tu cu ce gând vine? Lordul John privind cu jale și ținându-se de șale, spune să ia zvârle calul să Se poată pleca. pleca. Spune să ia zvârle calul să ne poată pleca. pleca. <laughs> Vai! Mi e absolut super! <coughs> ne Absolut super. și cântăm. Da, am ai, da. ai avut întotdeauna timbrul ăsta care, bă, nu știu, e, e, o căldură aici, a Aurel, în timbrului. lui. E... Este, este și e... Să ne că vorbim cu tine de față, dar tu trebuie să știi că... E un om deosebit, nu? Asta este o un program, nu. <laughs> bucurești. bucurești. Este asta, un bucurești. Dumnezeu ți-a dat, sau părinții, probabil, că să <coughs> nu știu, da. habar mai de undeva. A mai o poveste ai o părinții, a Da, datorită lor s-a întâmplat ceva, pentru că ei au luat și vioare, prima oară. Nu, te poate, te-au dat și te-au chinuit la viul, dar n-aș vrea să la școala de muzică, dar la viol au cumpărat și chitară, au cumpărat și pianină, am zis că poate sora mea să cânte, să studieze la pianină, n-a studiat tot eu mai jucam pe acolo, dar ce bine eu am fost la Vancouver în Canada și niște prieteni nemici cu care am stat pe stradă și care au plecat între timp la... Strada Andrei. nu mai e. Bă, da, strada... O să discutăm și de povestea asta la un moment dat apropo. Ce povestea? stradă nu mai e? Strada pe care ai stat nu, nu păstrează ții acu... Există cu... strada. Este sumată din Popanan, care nu mai există. Ajunge <gută> și la Ajunge la... și, și acolo. În da, da, da. O, o piesă și... care a fost interzisă, la un Da, și... Da, da, era un prieten de-al meu care... Mă rog, era vara când cântam cu Valeriu Sterian pe litoral și... El se ocupa de lumini și de tehnic, mă rog, tot ce pregătea, tot ce se întâmplă și cântam uh, trei luni de zile, am cântat Strada Popanan. Seara de seară. Okay. În general la Hotel București, de... De... București eu, La Hotel București era, da. Pe terasă la Hotel București. Okay. Acum Iachi este... Da 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 da, existat, da, 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 din da, da, super, da. Super, loc extraordinar. Așa este. Și după trei luni de zile, S-au schimbat niște filtre la, la lumini și m-am adus filtre noi și m-a venit la mine, deci după trei luni cântat Strada Popanan. Ok, da? da. Și a venit și m-a întrebat, domnul Mircea, ce vrei? La Cobanan să pun lumină verde sau albastră? După trei luni ce am cântat, el înțelegea Cobanana. <laughs> la cobană, Coban. să Verde sau albastră? Pentru că noi români întotdeauna ce, am avut felul nostru în care am înțeles muzicile. Da, da. Ghiță, ghiță, lău, ghiță ai dat da. sunt multe. Avem multe da. noi de genul ăsta. Și asta cum îți spuneam prietenii din Vancouver, și că domnule, extraordinar. Mi-aduc aminte cum mama ta când erai mic te ducea la școala de muzică. Era, ce, zăpadă, era frig, nu știu ce, și împreună mergeați la, la la școala, la, școala de muzică. Dar m-a impresionat și-a adus aminte de atunci. Și datorită părinților, uite că ei au, și-au dorit atât de mult să... Părinții te-au vrut muzician. Da. Și-au dorit asta. Și-au dorit, sigur. Aveau background. Da, erau, da, 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 și cine, tot așa în America cineva a zis, domnule, părinții tăi sunt, da, mama ta este cumva din Bărlad Și am zis, da, sigur că da, este din Bărlad și a fost la școala cu tare, m-a întrebat de școală și am zis, da, sigur că, ce domne era o femeie tare, frumoasă și cânta extraordinar. Deci de la mamă, de la mamă, și Să de la tată, niște, că da. și eu, adică din familie și tata... de cântăreți. Din deci cântăreți, un frate, doi, un frate și bunicul meu au fost, au cântat în biserică. A, ah, ce frumos. Da. Deci, cu deci de care, de care nu sare de, de parte da. de, trui, nu e vorba vorbă goală. da, da. Și tu? Nu-ți doreai să devii și tu muzician? Ma da, eram de da, da, plăcere. Nașul da, meu este cel care, el era director, dirijor la, uh, 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 la, uh, la orchestra de asta sinfonică și el, el dorința lui era să, să mă vadă cântând și am primit cadou uh, vioare și m-am uh, învățat, învățat să cânt la vioare, după ce am dat... La școala de muzică, muzica? la viole, că nu mai erau locuri la, 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 la uh, vioară și uh, așa s-a întâmplat. Nu știu de ce, vioara asta nu mi se pare că e prea, în, a, băieții nu cred că sunt așa încântați când vine și spune, uite, ne-am hotărât să te dăm la vioară. Parcă îi văd așa mai mult. Mai, mai la pian, mai la ceva, un instrument de suflat. E o familie. Încerc să mă pun tot în vremurile alea, Și nașul eu cânta și la vioare și era și dirijor, deci, Familiile vechi, da? pe vremea aia. Fetele pian clar. Corect. Așa era, da. Deci nu se discuta, măcar un pui de pianină dacă nu se mai pic, și tu așa ceva. De... Da. Întreabă. Și băieții? Băieții o să te dezamăgeți, dar nu-i dădeau de la percuție, tot la vioară. i dădeau da, pentru că toată da, lumea da. vrea să fie Enescu, de fapt, în toate da, da, seara. Da da da, 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 da. Nu știu de ce m-am gândit eu că... Da. După... Nu, asta un... După ce am apărut eu pe... După ce am apărut și da. eu, anii 70, după 70 încoace. Până atunci, secea se ritmică nu semna mare lucru. Da, nu da, deci nu făcea parte din poveste așa. da, da. Și popa Nan de ce ziceai cu... Că dai... e, pe... fost, atunci erau niște glume care au fost uh, foarte bine puse, documentate. Nu, asta e apropo de ce și de mintea care exista. Așa. Și a fost popa Nan, de exemplu, și a mai fost asta lui Dumnezeu să-l Mihai Constantinescu. Cu, că au avut probleme la un moment da? Adică, ce? Sunt o da, casă a -a. sau ce? Da. Da? Da. Eu acum am băgat-o așa din top, că ne știu că aveam și versiunea aia, sus, da. sus în dealul o hai să o demolăm. Era să făcuse... Eu, sus pe deal e o casă și acolo e mândra mea. Bun. Sus pe deal, cel mai mare deal din București este... Cotroceniu? Ăsta, Antimul, unde, unde e casa poporului. Ah, ah, ok, da, da, da. De da. da. Deci sus pe deal e o casă. casă, bine până aici, da. Da. Și acolo... Casa poporului, da? da? Bun. Și acolo e mândra mea. Care e mândra <laughs> Păi de, era de <gântu -i> Vine al nostru. Da, da. Piesă superbă Da. Popa ne panani despre Harate, nu? Da, de da, da. De la, de la, la, piața vita. A Am început de mână. ne panani ăsta despre Haravid. Traian. Da, da nu mai o, e. dar nu mai ajunge. <gântu -i> Așa e. <gântu -i> Băi, băi, acum râdem, dar într-adevăr acolo au fost niște drame. Au fost drame. Băi. Au fost drame în momentul în care s-au demolat casele de pe și au apărut blocurile de pe Popanan. tot ce s-a demolat însemna suprafața Veneției de astăzi, în București. Tată... 30%. Da. Vremuri grele de toți. E... Aia Nu, no, cu chitările și cu Știi ce zicea Radu Anton Roman despre Ciocu? Mircea Vintile e unul dintre produsele acelui timp, se referă la perioada 68, la primăvara de la exact, Praga, vremurile ea. de atunci, în care se cânta bine sub un standard, se cânta chiar foarte bine. Mircea era unul dintre folchiștii iubitori de ironie și gingășie, ce frumos spunea și bine zicea, de discreție și profunzime, de joc și provocare. Versurile, proprii sau ale altora, era o caricatură duioasă or nostalgică, un regret șoptit, un oftat de abia auzit după perfecțiunea mereu ratată mereu accesibilă. Bă, nu știu, dar Dar mie și mi se tot ce că... de perioada aia, extraordinar, cine-și mai aduce, nu știu dacă e scris acolo, cine-și mai aduce aminte de că în, în acea perioadă a fost o, un protest al studenților. Da, da, da. Da? Da, nimeni da, nimeni da, da. Aici trebuie un pic, dacă da. aduce vreau. aminte o poveste, să vă spun, deci, să nu uităm cumva o chestie care este raportată din punct de vedere al spațiului în general. Așa. Am vorbit de povestea americană. Nu? Da, 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 da. În 68 au început revoltele studenților din Franța. Da. Perioada de venire lui Ceaușescu din 1965 a semnat tiptil, tiptil o creștere și deschide, mult spus, o căpată ușa așa nițel vis-a-vis -vis, să intre un aer mai curat da, din da, partea da, el da, da, da. Treaba a fost bine făcut. În vă că totuși aveam probleme din Ceoslovacea. Așa este. Ei și-au cam dat seama că lucrurile nu pot să funcționeze la nascură și anii. Apropo de începerea lui Mircea și trendul care era de libertate controlată dar mult mai bine decât fusese înainte, care era un dezastru la modul real. Nu puteți să faceți absolut nimic. Da, da, da. 68, 69, 70. Până în 71 a fost o perioadă de libertate aparentă în toată treaba asta. Și au că i-a perceput ca un tip de dreapta decât ceilalți. Da, mă. Și... Incredibil. Pare incredibil astăzi. Noi, noi și polonezii, de exemplu, la vremea respectivă, eram bastionul, să spunem, țărilor socialiste și nu prea. Și nu prea. Așa, așa, așa. Asta e, bancul cu Mauer e genială Când s-a dus în America și l-a întrebat și bă, bă, dai, până omul, sunteți de stânga Sau de dreapta în mașină? Nu mai știu cu cine era cu ministrul secretar de stat Și se pare că Mauer i-a spus Noi suntem specialiști în semnalizat stânga Și facem dreapta, că să în intersecție Pe bulevard <laughs> în, în state Deci noi cam asta <laughs> Și atunci Mici a intrat în toată povestea asta Uh, Noi ne-am bune... ne păstrat uh, acest bun <laughs> nu, nu ne încurcă nimeni. Iar era beneficiat toate lansarea lui, dacă eu o percep la modul real, trebuie să știi mai bine, că chiar yeah. ai trăit-o eu am un pic mai jos ca... <laughs> din potențialmente, ca vârstă. Uh, a fost o perioadă de libertate că s-a dus dracu' în 1971 la modul real, pentru că ce că s-a dus în China la... Da, mai o da. Și, a fost un și a zis să stai, mă. După care s-a dus în Corea de Nord, da. a plăcut și mai mult, S-a dus la Kim il Pe la da. Acolo, de acolo a luat. În 71 a luat. Tot ne ăla de acolo. Și eu, Am discutat de povestea asta, acum facem să să le spunem și oamenii ca să știe de unde li se trage. Mă rog, cei care au mai prins, că cei care n-au prins, mai bine că n-au prins. Da. Mai bine. Și în 71, a fost tezele din iulie 71 cu noua politică culturală și noi indicații de partid superioare și, cum să spunem, de către înțeleptul poporului român, a fugit puiul cu ața, s-a ales praful. Și din momentul lor a început să vină la vară absolut tot. Tot, tot. tot. Da. Așa e, da. Urmând ceea ce era normal. Și despre care, dacă vreți, o să și discutăm la un moment dat vis a -vis de plecatul din țară la propriu. Oamenii care au activat au început oamenii. să plece oamenii, artiștii, da, fără da și da. Dar în 1971, adică trebuie neapărat să spune, Te rog. a fost primul festival pe fort, la 303. Clubul 303. 3 gaură 3, cum spune. 3 gaură 3, da. Așa mă, spuneam da, noi da, pe da. vremuri, da. A fost da. și Mircea Florian și Marcela Saftuc și Doru Stânculescu. Am fost și eu cu La Grosu și Rudolf Klein. E cântam în Mircea Vintilă și prietenii lui. Da. A fost mult, mult, multă lume. Vali și Camenea? Nu. nu. Nu era. Nu știu, nu era. Dar prima atâtea... oară a fost Vali și Carmen Cula, dacă îți mai da, 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 cum să nu. Vali și Carmen și... Vali și Carmen f... cânta cu un tip... Da, 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 cu, cu, o fată, Carmen Cula, și după aceea a venit Vali și Carmen, cu Carmen Marin, așa îl chema pe... Tot Carmen. tot înțeleg, Carmen îl chema. Carmen Marin, un da. prieten de foarte... Da? da, da. Da, mă. Atâtea da. povești am auzit de 303 și nu l-am prins, din păcate. Eram prea mic ca să da. mai prind 303. Ele 303. A un grup Atenție, mai Cam al inginerilor, nu? Exact, da, da, da. Păi era, în, era club de politehnică, ținerea de politehnică, da? sigur că da. da, da, da regie. Acolo, la regie, da. Da, 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 da. Și era da. căminul, de fapt, în căminul. Un cămin, sigur da, că da. da, da. Chiar da. în, 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 în curtea. acolo. Da, Foarte, bă, da. super. Atâtea bă, povești bă, am auzit și pe undeva super. îmi pare rău că -am un pic mai devreme, dacă mă nășteam, am aprindeam și chestiile astea. Oricum am prins destul de multe și îi mulțumesc și lui Dumnezeu și mamei mele că am avut ocazie ca să zic așa. Da. a fost. Asta a fost ce s-a întâmplat atunci, adică noi am mers după mirosul de afară, sigur. E o generație nouă care venea cu alte gânduri, cu alte povești, cu alt tip de muzică, cu un alt mod de a se îmbrăca. Ne înțelegem totuși că începuse Beatles, Rolling Stones, în 62, 63, Și 64. Și astea erau modelele voastre atunci. Bineînțeles. Din toate punctele de vedere. Spirit, vestimentație, stil de viață, -a tot. tot a tot, timpul. s Pentru păi că era o lume care încerca să se informeze ceea ce acum Eu face așa și pot să afli eu ce. Eu când am văzut prima dată... Nu știe nimic. Eu... Bucuria cea mai mare era discurile care primeau, adică erau piloții care mai aduceau... Chiar cum ajungea muzica la voi, că Muzica așa, piloții... de pe avioane, aduceau muzică de afară, discuri, vinii. Discuri, da, da. Era și era Florian Pitiș era nebunit și tot timpul. Că să fie în actualitate. Și el are absolut toate discurile pe care le-a cumpărat aceste Andi, Să ne ce însemnau discurile. Deci eu m-am angajat în 1976 la Teatru Constantin Tănase, organizator de spectacole. Dar n-am mai scăpat până în genet. de Dar asta e o altă discuție. Este păi, e că tocmai vreau să o provoc, să le spunem oamenilor care e background-ul Nu, vreau să spun vis de ce însemna disc. Și e primul disc pe care l-am cumpărat, eu aveam salariu atunci, ca așa se chema salariu, după aia s-a zis retribuție, 1150 de lei. Da. Pe lună. Da din prima mea leafă, a mea personală, mi-am cumpărat un disc care am dat 600 de lei pe el, jumate de leafă, care era al lui Hit cu piesa On the Road Again. Wow. Cu care am chinuit Sfai. pe toți rocării următorii 15-20 de ani, pentru că în autobuz dimineața le puneam de fiecare dată On the Road Again. Hello. deci cam asta e da, efortul man, asta financiar e, da. vis a -vis de cum te poți informa. Și ce poți să faci? Când da, a apărut da. New Music Al Express, că schimbam unii de la alții, când am aflat că există, să pui mâna pe un billboard, punem i mâna pe... Reviste, reviste pentru cine, da, 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 da. Sigur că... De, pune da. Pune mâna bravo, a, pe astecilor, adică nu e da, e... Da, era ceva... sau lui Le Copain, de, de, Zis, Copan, de Copan era francez. francezi, din da, 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 toate... Da, 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 da. mâna Nu știam da. cum arată un casetofon, apropo că mă uit la asta, tai și mă umplu de fericire. ce. te-am ce bucurie că am văzut... ai magnetofonul, Dar știi că am vrut să te întreb da, da, am, am văzut pe capul și pentru că picapurile se păstrează și în ziua de astăzi și da, și da, DJ-le folosesc prezioză. în continuare. Și când am zis, dau un... și imediat l-am văzut. Magnetofon, da. casetofon, avem casetofon, tot ce trebuie da. pe aici. Da. E și un casetofon mai nou, mai nou din anii 90, așa că ăsta era cu trei capete asta deja. hă. -hă. Deci, cum să spunea pe vremea noastră, baza tehnico materială este siguranța. <laughs> da, da, da. Și cu ocazia asta mă bucur că am dezvăluit acum personalitatea lui Aurel Mitran. El este, de fapt, singura instituție cu nume și prenume din istoria rocului românesc. Așa este. Nu există o Corect. a doua. Asta e. Restul Corect. sunt toate. E, sap, ce erau ele pe vremea da, nu da, da, știu da, ce da, cutare, pofi copății. Sunt o fi da. Da. persoană fizică neautorizată. <laughs> Deci este, cred că e omul care deține cele mai multe povești așa din este. toată perioada corect, aia de atunci. Corect, este un... Istorie, da. O, e o istorie deschisă, veșnic deschisă, da, da, da. da. am făcut cimpesa ca să nu plătesc bile. <laughs> <laughs> Băi, mă, mi-l aduc aminte, deci lăsând la o parte toate numele mari pe care le știu acum și copiii, chiar dacă nu le-au prins atunci când ele erau, nu, gen holograf, compact, iris și așa mai departe. Deci eu nu pot să uit un concert de la sala polivalentă când... Andy Ghost de la Altar Corect da. Păi, S-a pe scenă și a zis Înainte de toate aș vrea să-i mulțumesc foarte mult Impresarului nostru Aurel Mitran Bă, deci pentru mine a fost Deci cum Mitran impresarieze și Altar Și Altar, da, wow, da, da. Mi -a părut da așa... știi că asta m-a costat A trebuit să cânt Ana United Kingdom Kindle și Psychotera Păi, da, 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 Păi, dar știi cât era vișto imaginea Deci era ceva incredibil Stăteam în uh, celebru sector ăsta din dreapta de aici, FGH era erau uh, unde... Cazi, cam... nu vorbim de, de asta, te rog ca Dumnezeu, mă scol noaptea și viseți Cât era sectorul ăla unde veneau și din loc că aveam brățări cu ținte și cu de-astea, că era o problemă. Acum să nu. E, sectorul H sau care era... Aurel. și sunt deasupra la sala palatului. Nu, nu la lor. polivalentă, vorbesc de polivalentă. Cum te uiți la scenă, dreapta? Dreapta. Da. Dreapta, da, acolo era. Cel mai tot... tare sectorul ăla era da. deosebit Acolo ne doream cu toții. Era un fel de, dacă era loja rockerului. Da, deci da, dacă da, ajungeai da. acolo la un spectacol, mai ales la Iris, era gata, treceai testul Mai era problemă cu... că... mai... aminte multe povești. Și spunem aia cu rockerii, că tot am ajuns la ținte, Cu ce? ce cu concertul tău la festivalul de la cu Vâlcear care era de rock, la Craiova. La Craiova. Nu era la Constanța. La Craiova era. Așa. Concert, un concert de. mă rog. La Craiova. La Da, 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 da. Scuze că am rămas și afișul, am văzut și afișul a rămas în continuare în sala de repetiții. Așa. Și rog, metale grele, nu știu ce, și la sfârșit... după Revoluție. ce metale grele, ce erau formații? Și bine, norocire, de acolo, nu știu, erau toți erau. de și la, 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 final trebuia să, să cânte roata, Sorin Chifiru. Sorin Chifiru. Sorin cu formația era. Și au zis ei, domne, cântă ăștia, nu știu ce, ca să nu mai facem pauză din aia, cine știe cât. Să facem un moment de muzică și poezie. Deci la mete, îți închipui, Stai puțin să vezi ce sunt. Ce <laughs> bă? așa, spune ce Și zic, doamne, să i chemat pe vintile și piti. sigur, că nicio problemă. <laughs> mai, dacă, că eram cu eu în dreapta și piti și în, în stânga. Da. Și am venit la microfon. Da. Și fac probă de microfon. Da. Microfon de chitară și eu la voce. Și 2, 10. 2, 6, 6, 10. Probă de microfon ca să poate să facă și să uitați. În fața mea era unul și cu, cu creastă, cu pămișle, cu niște cuie de la ruginite, brățare la bână. Și s-a uitat cu geacă de la cu secera și ciocanul pe ete, de toare capul ce era acolo. Și s-a uitat la, mine. Și eu mă uitam la de 10 probe de microfon, probe de microfon. Așa. Și s-a uitat la mine, aia doi lor gher, ghel, și îmi zice la un moment dat, sper că nu ai de gând să gândi folc. <laughs> Voi, bă, băi. Bă, trebuie să fii prins vremurile alea ca să-ți dai seama, deci. nu e de gând să cânți. Și eu i-am zis să. Lasă-mă și pe mine să țin două piese. Să iau și eu banii de la ea. Și plec la. Discuția de, de jos? Deci, eu, artistul și de pe scenă și cu. Ăla. Publicul. Și cu ăla Și el ce zice? <laughs> n am mai vorbit. n am mai vorbit cu mine. Nu. Nici un cuvânt. Băi, ce vreau. Bă. Termină recitalul că e modest. Termină da. Termină recitalul. Da. Să uită la ochii la mare. Dacă e muzică, îmbrânzește și fiara pădurii. Vai. Dar nebunia era că trebuia să fie doi Adică eu două pe, Și recita și pitiș că perioada. de, și ce cântat atunci? Păi cânta nu, ce... nu, mai, nu mai știu de dai seama ce, ce a fost Dar cântat ca să fie dar Ce se întâmplă? Pitiș și intra ca să fie unul Intra cu poezia pe da, ba, am, 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 Ca am, să exact da, fie doi, da, două Că poate îl supăram, Și cine știe ce reacție Cine știe ce reacție avea O, Ce <laughs> ai, genial, da. Aoleu, ah, aoleu, aoleu. Și si? ce ai cântat? Popa, Nan? Da, nu în mai știu ce man, da, 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 Și da, repede ca să poate să intre re, <laughs> repede de, cu de da. Cu slem de bas da, da, Nu, și da, de liniște A fost perfect a fost, Tot a fost în liniște da, da, Mama, mama, ce vremuri frumoase, frumoase da, 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 da Hai, dă drum Hai, de Hai să-i dăși noi un popa neancă Dacă tu l-am pomenit de două, trei ori și Era e păcat de Dumnezeu Că mi se pare da, că tu, da. Asta e unul dintre cântecele pe care n-ai cum să-l nu le pui într-un format. Știi că cea mai dificilă chestie la tine, Ciocule, când te gândești, este la ce cânte ce să renunți, știi când vine. Că nu poți niște cânti acum tot să pui pe om să cum să nu, ai Și e greu să tai. Multe, Cred da. că asta a fost problema cea mai mare a voastră atunci când ați făcut cei patru corifei, da? A fost un dezost. Adică ce tai ca să totuși să nu dureze de spectacolul de la de -a două zile. Acolo a fost o operație pe cor deschis. De ce? Pentru că acum hai să ne înțelegem cumva. Și mie îmi place foarte mult happeningul trăind o viață în teatru. Așa. Dar nu se putea. Și atunci am ajuns la concluzia că trebuie să avem un număr de piese, da. fiecare. Și acum că proiectul nu mai este, putem să spunem. de din capul locului au șapte ture de patru. Ok. Plecând de la o idee simplă. Nu există niciun artist român care să aibă șapte, patru, douăzeci și hituri. Ok. Opa, da. Perfect. <laughs> Dar patru a început măcelul ce ai spus? Că <laughs> aveau câte 18. <laughs> 20 măcar. Da. la ce renunțăm? La ce renunțăm. Și a fost operație, de-aia spuneam, pe cord deschis și până la urmă s-a făcut o structură cât o de structură, cât, da, 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 da. Ca să și fi... la sfârșit ca să... Se contribuit fiecare să... să, da, să la sfârșit să, ca să, să... nu se spargă pe chelarii Bineînțeles. lui s-a mai făcut o tură de patru ca să fie bisu și a fost până la urmă bisus, 8 ori 4, 32 de piese ce a nu s-a întâmplat Spectacolul a spectacol era în 2 ore și 25 de minute și am zis, da. ne începem să rememorăm cenacul placă. În <laughs> 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 popana îmi stă un bărbos Bătân și fotograf Puștii de pe stradă spun Că este un zeu știe chiar de ești Om un bun, bun sau rău, după chipul, după chipul tău Popa n spre Hala Traian De la Foișor până în piața Vitan Popa n spre Hala Traian De la Foișor până în piața Vitan la un colț e-o floră reasă, ce vă vinde florii, mele? Mereu plânge din nimic și are păr, păr că Chedre de rar nu mai vai la sărbătorii, Toate florile ei Lumbai nu mai au preț. preț. Pu nani o strădem spre hala Traian, De la foișor până în piața Vitan dupână-nă o, o stradă spre Hala Traian de la Foișor până în piața Vitan În poparan o frizerie fără moșteri pensionarii stau în pragui la taifas iar frizerul gras și chel de glas unor melodii pecheflie o în stradă înspre la Traian De la foișor până în piața Vitan O în stradă înspre la Traian De la foișor până în piața Vitan Zilnic trece un poștaș cu ochii de cafea Toate fetele -i citesc și -i scriu vedeți. Nu mai fata lui, ce stanca tie, nu e nicăieri, nicăieri, po paranani o stă dâns, spre de la foi și în piața Vitan, po paranani o stradă în spre halatraian, de la foi și în piața Vitan. Popa na noastră spre Hala Traian, de la Foișor pun în Piața Vitanz Popa na noastră spre Hala Traian, de la Foișor pun în Piața Vitanz Popa na noastră spre Hala Traian, de la Foișor pun în Piața vitan. O banane o stat înspre Hala Traian De la foișor până în piața vai Băi, băiete, bă, ce frumos se cânta uh, Și apropo de ce se cânta odată Că nimic nu e întâmplător când ai făcut observația că toată generația era formată din studenți, indiferent că vorbim de cântăreții de folk sau de cei de rock, da. lucrul ăsta da. se simțea foarte tare în versuri. Da. Corect. Foarte Corect. tare se simțea în versuri Era e, o problemă atunci pentru că... Te rog, Gabriel. Am, dacă am, știi ce s-a întâmplat? S-a întâmplat în treabă. În momentul în care veneai cu versurile tale, lucrurile erau mai mult decât discutabile că trebuia să spui. Deci aprobările veneau pe o hârtie. Hârtia avea text și muzică. Da, mă. Așa da. e, că versurile trebuiau aprobate înainte. P trebuia aprobate. textul să... Deci nu cânta nimeni, nimeni. Să citea textul. Da. Să punea așa în să punea semnătura. Ce da. nu era în dosarul cu piese? nu cântai nici mai multe, nici mai puține. Puteau să-ți mulgă părul în cap. Bis, canci. Trebuia Iese de grabi, să fie. Eu îmi cer scuze cu limbajul meu mai aproape de rock and decât de folk. Da, asta e, da, e da, da, nu, nu, e te rog, chiar te rog. <coughs> feel dar free. asta e adevărul Și atunci, au în început, trebuia să-ți pui cu mâna pe po poezie, să citești ceva, nu? Păi cum să faci altfel? Mondialul, dacă nu e ia Eminescu, e o Nu? Nu existau. Da, nu existau. Păi da. când au început să cânte Phoenix-ul, la vremea respectivă, Păi da, dar aveau pe foață, aveau pe uzică, adică niște unii de sunt Dumnezeu. Poeți, 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 poeți da. Olimpic 64, Adorin, vinovații fără vin. Compuse în anul 1967. Ma, Vinovații fără vin. Ce, ce, nu să, se ce, la ce -am. să se facă lumea. Ce să se facă. Ne-a murit se Gheorghiu deci, de 2 ani. Da, în 64 a murit deci, nu? 65, da, 65 a venit Ceaușescu. Ceaușescu, da. Așa. 67 compus. Da. Nu. Și asta e copiii avem un obicei că post. Că cât de e, apără, da, da. Important e cât, cât și cum, cum gândesc. gândesc da. Sigur, 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 sigur. o piesă... De da, da, de. da, asta seama. Pentru că era o perioadă, atunci lumea nu știa acum, mă rog, cei din generația noastră știu. Ai, știu, da. Că era să vii cu tactul tuns. Deci una, două, când era, te prindeau pe stradă să făcea operațiunea. Și te la pantaloni, era pa de elefant, erau evazați atunci pantaloni și stai pantaloni și te tundeau. Tunsul era simplu. Poza da. după buletin trebuia să fie identică cu aia în care arătai. Arătai, da. Da. Buletinul, ce scoteai, dacă te tunde. Sigur, așa era. La 14 ani, tuns, ca la școală. Ca 1, 1. Sau când se tunde atunci. Păi cu buletin. Bună ziua, acte la contract. Acte la contrast. Nu, asta cine sunteți? Nu vă recunosc. Hai la fizerie. Și-a terminat. Fustă lungă, tăiată. Blugi, tăiați. Fustă scurtă, tăiată. Tăiată. Liniște. Prin în liber, lapte de violet. Bine, și cu fusta scurtă era și aici o discuție. Că la școală mi-aduc aminte că în povestea mama săracă. Trebuia să fie tivu până într-un loc. Corect. Și tot timpul să jumăt legau. Că până jumătatea, și jumătatea, jumătatea genunchiului da? trebuia să fie sarafanul. Sarafanul, Pe partea înaltă, da. toate doamnele de acum și domnișoarele da? de da? aveau acei de siguranță. Sigur că da, mai ridicau și ele puțin. Mai pentru că... pic. Hai să fim sinceri, o făceau și pentru noi. E, doamne da. ferește, da, nu da. cred așa ceva că a ajuns la bătrânețe. N-am, <laughs> <laughs> nu e nu. Mai respiram și noi <laughs> <laughs> mai... Nu, pe vremea noastră nu e așa, nu. <laughs> <laughs> nu știe, nu, el. nu știe <laughs> că el nu a avut succes doamne, dacă a ajuns niciodată. Deci eu cred că Ciocu, atunci când a început să și cânte... Oricum el întotdeauna a avut fața asta, că a fost mai mult decât prezentabil și cu glasul ăsta, că a început să și cânte. Oricum, un băiat când punem una pe o chitară deja... Început să-i prost când pune mâna un băiat. am <laughs> ce <O> chitară, tată, <laughs> nu, nu. Ce am început bine, credem. Deci, un băiat când are da, da, o chitară da, în, da. Da. în brațe, s-a terminat și mecheria. Da, Fii sincer, frumos ce -a Acum bea, poți de să de povestești din tine. Nu e nicio, nicio problemă. Se cânta și se a, a cânta pe era frumos. Perioade de creație formidabilă a fost. Într-adevăr, așa cum a spus și Aurică, da, au apărut toate trupele. Perioade de creație mondială a fost. Da. A fost de, adică ce s-a compus și ce e este... da, este e nebunia de neam, da. Deci dorința fiecăruia era să, să vină cu un cântec nou, cu un cântec frumos, cu ce nebunie Și o combinație asta între linie melodică și textul ăla care spunea ceva, era impresionant. Nu ți că când s-au făcut primele ediții ale clubului A de la sala, da, de da. la sala Palatului, tu ți aduci aminte? Era opere rock. Veneau cu opere rock. Opere rock. Păi da, era perioada aia atunci. Păi da, și da o dar se repetea un an. Se repetea un an. Ca să prezinți o dată. O dată. O dată, atât. Păi da. Da, da, erau și premii. Și pentru formație, și pentru Am găsit fiecare. un program, din 71. Și pe... da? Și pentru chitară solo și pentru chitară bas 20 și pentru de persoane intrau la fiecare instrument Dacă noi găsim în momentul de față 20 de sufletori Mama. Care să cânte rock da, 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 da. Vreau să-i cunosc. da, da, da. premii, premii individuale. Păi să fii cel mai mare, cel mai bun clăpar al clăpar. României. Hai de capul meu. Păi să... Era nebunia după lume. Păi să lupta Nancy Brandes de la și Negru cu Fioroși Mama, să facem o emisiune strict despre roșu și negru cu Nancy și cu țăndărică Da, da, da e de făcut. Fai, de capul. Meu. Nancy unde e acum? Nancy trăiește în Israel, în da? Dacă Da, deci o să putem face sigur, dar astăzi prin grația internetului lucrul ăsta e foarte simplu. o video să fie cu noi aici și Nancy imediat live stream e... da, 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 cu cântări. Cu cântări, da, da, da. cântări da, da. se poate și cânta sigur, da, da. fără da. discuție dai seamă. Ce oricum, că bate în orice, nu contează la da. noi. Da. Da. Și am dacă îi dăm tobe, să nu unul ultima nu <laughs> Ia și a zis și bate în el serios. Nu, no, și se poate liniștit se poate face. Adică se și vorbește și se și cântă. Liniștit, Noi da, am da, am făcut așa și este. în Canada și în Belgia am făcut. În, în, Belgia și în Italia am făcut. Așa este. Deci, Asta nu e partea bună a internetului, da. dar în același timp ce să fim sinceri. Așa e. e. greu să cânti. E. Adică unde i publicul, mă? Că e unde? o... E în perioada asta, îți dai seama, când eram și era peretele în față. Și am zis, ce, ce că tâmpesc, mă uitam pe geam și nu, și nu trecea nimeni pe stradă. Și am zis, hai să cânt, cânt câte un, câte un cântec așa și un cântec la două zile. Și puneam, că eram exact așa, era un pahar în față, puneam uh, telefonul, da apăsam e, în spate și, te și dădeam drum. Și cântam la două zile nebunia de pe lumea. 25 da, de... Nebunia, de... bineînțeles. Dar cântat fără bicrăna, nu aveam nimic. Nici un microfon, Recio. nici când nu că toate erau la studio, toate erau uh, 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 pe peste toți și nu aveai cum să dă în casă. Și atunci când am, A fost nebunia de pe lume ce a fost acolo, a fost dezastru, pentru că eu eram singur în casă și el era, uh, cel care asculta, era singur la fel, și da. Ca și când ai cântat pentru el. Și mai e ceva, Ciocule, e vorba de un, uh, un tip de cântare... Perfect autentic, deci nu mai, îți dai seama, da. nu, nu, e nimic ai. fabricat acolo, că da, e niciun microfon, nici păi, e cum să da. s-a pur și simplu. Cum să da. Deci te vede pe tine Mircea Vintilă cum te-ar fi văzut doar dacă ar fi fost un apropiat Take al tău și ar fi venit în cam... vizită. Exact, da, da, da. Nu era cineva, nu era domne nimeni, cine să fie, că nu era nimeni în casă. Era pur și simplu pus, uh, pus uh, telefonul și filma cu telefonul. Da. Asta e partea frumoasă a internetului pentru că s-a creat un, un, uh, un nou tip de relație pe care artistul nu l-avea pe vremuri cu publicul el are o relație mult mai directă datorită internetului. Internetul, da. Dacă da. te gândești că ei vorbesc cu tine, îți scriu mesaje, tu le răspunzi, îi spun întrebări sau spun lucruri, chiar, chiar și ce se întâmplă acum pe YouTube, e la fel. Da, da, eu răspund da. în limita stocului indisponibil, ca să zic așa, la câte comentarii pot. Sunt multe, sunt sute de comentarii, nu reușesc să mai fac față distracției da. și pentru simplu fapt că întotdeauna m-am ambiționat să fac doar eu lucrul ăsta. Că mi da. se pare că da, doar asta are valoare, omul scrie că îmi scrie mie și el vrea să-mi scrie mie, să văd eu, să citesc eu și eu să-i și răspund exact, da. dacă pot să fac asta, o fac când nu mai pot, nu mai pot, asta da, e pe că pe nu reușesc poate că unul din lucrurile care ne-au făcut totuși să ajungem și să povestim și să discutăm despre ceea ce discutăm este că fatalmente la noi n-am reușit să facem niciodată și poate merita la un moment dat în da? timp să discutăm, la noi n-a fost niciodată o industrie la noi a fost un atelier manufacturier te referi la industria de spectacole? De spectacole. În care tipul nostru de percepție asupra publicului a fost altul. Și e asupra noastră. Noi nu am avut sistemul în care ăla se vrea să se spânzure de bucurie că te-a văzut. La noi, vedeta, n-a existat în sensul american, la care este psihoză. Nici pe vremea lui Phoenix? Păi stai un pic. Phoenixul cânta pe stadion, dar asta nu înseamnă că era un sistem foarte apropiat de lucru, pentru că niciodată nu au putut să intre pe scenă. Nu existau gaz, dar asta nu înseamnă că milițienii se ocupau de croșeta pulover. Am înțeles, da, da, da. Era de chiar mai dur. un sistem foarte personal de a pune lucruri în pagini. De asta este și sistemul ăsta. Adică la noi nu a existat. Eu am stat și m-am gândit foarte atent Ok. la povestea asta de... Aia a fost inventată de americani în 1920. Star sistemul. Adică o poveste în care nu pui mâna pe artist. Sub nicio formă. Asta e în America. În America. Da, da nu-l atingi, nu te apropii de el. Nu te apropii de el. Sub el, el e într-o lume la care tu nu ai acces. E zeu. Ok. Înțeleg? Așa e este sistemul acolo construit. Acolo este, sunt construit în 1920. Aici, auzi, mă lași pe mine două piese? Două piese. Nu, sper că n-ai de gând. Să cânti. Să cânti, două. Da, să cânti folc. Într-un... Două piese pot să iau și eu bani. banii. iau și eu banii de la care plec acasă. Când dește că îi spunea cineva lucrurile. Nu, mai fost. Hai. Îi spunea cineva lui Bob Dylan o glumă de asta Spai de cap de, de, O să-ți imaginezi? Da. Asta este diferența De pe care noi am fost apropiați tot timpul Da mă, așa este de. Discuția între artist și spectator Așa a, e, e, da Și când de zice, ești așa tenai, cu, de. cu, modestie Domne, a scântat așa Da, scuze, mersi frumos, am încercat a, și eu să un fac pic. tot ce s-a <laughs> <să> făcut <faci. laughs> Un pic așa, puțin așa <laughs> Da, mai mama. veniți? Da, vă mulțumesc! Mai veniți? Da, da. <laughs> da, vă știu că sună ciudat, dar asta e adevărul, frate. <coughs> Știi, vorba lui Petrețuța, singurul avantaj care rămâne bătrâneț este nerușinarea. Așa că pot să fiu și nerușinat. <laughs> Sunt câteva vorbe înțelepte. Apropo că ziceai că nu vă mai amintiți de unele lucruri, nu trebuie să ne facem niciun fel de griji. De la cu Alifantis am aflat-o și eu acum mulți ani și m-am liniștit că senilitatea nu are vârstă. <laughs> m am învățat și pe mine. E bună am... <laughs> da. Greculețu. Greculețu, sună, da, 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 da. da. Când a apărut Costinești în peisajul ăsta? Tot în uh, perioada, dar perioada absolut uh, senzațională, chiar. Și spus: În perioada, să știi că nu, da, avem Se cânta numai folk și rock. Vorbim de anii 70, și... da? Exact, da. da. 70, C 73, 74, 75, 76, perioada 70, a... 80, da? Am mai pe 82, 82 e cam 80. așa. Și amers. se cânta doar folc. Nu, folk? nu intrau, dar nici măcar muzică ușoară nu aveau spectacole. Muzică tânără, exact, exact așa, au, așa se da, și chema, da, da, da. a găsit e, termenul cel mai bun pentru nou folk. Pentru că la un moment dat s Nu mai folk, ne nu ne fac, nu aveai, e folk. Nu mai nu era pe capa. Aha, a, da, da, și nu era, era de capa. De la, el a găsit-o. Și a zis, mupo. Ce? Genul de muzică în care cânt eu, Mopo, ce Adică de la muzică și poezie, Mopo. S-a terminat și Asta e, da, da, da. Ce <gântu -i> Și ce... Mopo. Frumos. și ce era în Costinești atunci, în anii 70? Ce Dai, locații era erau? Locațiile, dacă A, poți. să tineră discoteca tineretului. Tineretului, asta era aici asta chiar era în centrul clară. lângă lac, da? da De la era lac în stânga. Clară, că era și în dreptul locului numit 10 steaguri. 10 steaguri, da. Bun. Erau la forum, se cânta la forum pe teren. Forum era construit? Da. Da, era construit, sigur că da. Ăla era cânta? făcut, era făcut cu gândul că la ultimul etaj avea apartamenti cu apartamenticul ușescu, așa avea era două, două apartamente. două apartamente. Așa este, da, două, Da, da. da. Am, acolo am făcut noi prima televiziune precursorul ProTV-ului, cum ar veni să se cheme. Nu, nu, oameni romi, se chema, se chema uh, cum doamne zicea, rondul de noapte îi zicea, emiteam pe frecvența TVR2 după ce încheia emisia TVR2. Nu da, știu. În 1991. Sus pe Sus bătăra, bătăra. Aveam făceam niște spectacole atunci Exact. Ești, exact. Spus, mai și în apartamentele alea de sus era sediul televiziunii și la etajul inferior aveam radio care se chema pe vremea radio Costinești, îi Costinești, zicea. Da, da, și era un parteneriat între viitoarea echipă Pro-FM de atunci da, da, da. și Radio România. Eram cu Florin Helmiscu, era un Helmi, joint da, venture da. din asta și aveam da, și... în camerele de jos, un studio. Da, S-a un... dezvoltat atunci toată treaba care a plecat din Radio Vacanță, că e o emisiune de plajă. Radio Vacanță nu emitea pe aer la Costinești, doar la Mamaia se întâmpla chestia asta. <coughs> Aia era postul național. Da, el da, era postul național. Postul național la da, Costinești da. era doar prin cablu. Exact. Și avea acest noroc Andrei Partoș pentru că el putea să pună acolo ce voia el. Ce voia el? Da. El a, avea discoteca pe care o avea la. Ring, un partea asta la altă Da, Ring, unde s-a cântat exact. după aia. Și rău? se cânta. Si. Se cânta și la ora. Uh... La, prânz. la prânz. La prânz, exact. exact. Era discoteca la prânz. Sigur, așa că. este, după masă. dacă da. era cantina fixă acolo. Corect, corect. Da, se și mai cânta la, la Marea Neagră, restaurantul ăla, din capăt de la. În nord, în nordul stației, nord. da? uh... La EPAL. Exact, de, a, dinspre Epavă, da. Între era, timp, da. nu mai e de mult capătul stațiunii Acolo, de-abia de acolo au început noile construcții Corea, după Revoluție. Pe pe vremea era capăt de, și, de, și acolo imediat doamne. după era un spațiu, un gard viu și iarbă verde. Și îl boteza sărăm noi, dacă vă aduceți aminte, Hotel California. California, California de, când n-aveai cazare, acolo dormeai, în aer de, liber, de, de, după boschieții, acum ar veni, după gardul la viu, da. iarbă verde. Dormeai frumos, era perfect. Ca aveai și puțină umbră, te băgai sub gardul la viu. Și în spatele la forum. Și în Se spate mai la forum să mai cânta mai avea pentru cine avea... Voi ziceți muster... de scena aia de pe malul Mării, unde s-a exact, făcut și exact, festivalul exact, de jazz exact, la un moment dat? Exact, exact. exact. De care că... era taluzat și făcut într-un soi de anfiteatru o, care... de ca, ca un fel de anfiteatru era. De, de, o superbitate, când am venit și am descoperit... Scena descăcut. era cu spatele, da, la cu spatele la mare. mare era. Da, da. da, exact. Bă, de ce frumoase Și erau și niște schele, puteai să montezi și niște proiectoare. Și toate da. toate, te a durat cam până până, până 94, că așa, da. când a, -au... S -a s -a terminat terminat de... definitiv. N-am mai fost după Revoluție, n-am mai ajuns în zonă și... Mai nu și-a mai dorit nimeni să, să meargă vreodată acolo. Am fost la un moment dat într-o excursie cu Mugurel Vrabete, pe care o să-l avem și pe el invitat aici, în Casa de Cultură, inevitabil, pentru că e legat de prea multe nume. Da. Plecând de la Basorelief în coace. Mă rog, Redivi, putem să-i ducem mult dacă vrem înapoi. Yeah. Și am, am, avut o excursie cu el să vedem ce a mai rămas din Costinești. Aolea, nu mai Doamne, de deci, ne-am întors plângând, îți dau Is, cuvântul meu, da, da, am, ieșit plângând Vreau din stațiunea să spun am, că când am fost cu horograf. Da. În Costinești. Și am ajuns pe terasă la forum. Aia au cântat la forum ani, An de, de zile. da. Restaurantul era închis. închis. Am și eu, da Holograful, în ciuda informației după mintea mea, cea puțină, destul de blândă, în sensul că nu vin să spună, bă, noi suntem holograf, că am făcut, da, că da, am da, 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 niciodată. da, da, nu ce da, nu o treabă. Și bă, tu nu... A uitat să stăm, am făcut o stațiune. Dom'le, Ani, Mircea, exact ce spui, au izbunit ăștia oameni bătrâni în, în plâns. plâns mă. Și a bai. băi, sportivii de stați un pic, asta și aia, alintam pe stați un pic sportivii de de au trecut vremurile, s-au făcut. Și când încep, pusem să, tratamentul psihologic cu mai formația apare un. Și noastră, asta, ce nu să bem o Bere fără pizza nu se Asta e ca pe vremuri. Deci, când era cu, n-aveai voie să iei dacă nu îi luai bateria de vin. S-a dus dracu toată construcția mea pe care o făcusem. Stați mai puțin, mă, fraților, dați de acolo. Nu, asta e problema. Nu mai mergea nimic. Ce să mai spui că e broscuță, vorba bancului și. S-a dus dracu și. -a. Păi, ce, dar unde, unde e nești noastră? Nu te mai e Și când bați, să pe ce De ce o să vă spun Pe bosfoci. Da, da. O, -o. Da, mai era o frumusețe scena aia, ce că de la ea a pornit discuția. Da, aia, da, aia, da, aia, da, aia, da, aia. da, da, da. E un dealt aluzat. Exact. Ce făcut fără, să teatru. poți să ai, să stai Afiteat, direct ca în anfiteatru un amfiteatru făcut și... Dar 5.000. Exact. Și gândește-te cam... de formație profesională. Da, da, cam, cam cât da. de frumos era să stai în mediul la perfect natural, să trăiți la artist, să vezi marea în spate. Marea în spate, mă, Și îți da, da. venea și briza și mării. Bă, bă da. ce putea să fie mai frumos de atât? Fai de capul meu. Ce și... mai încolo, golful francezul? Mi-am adus da. aminte când M-a pufnit restul când ai zis de holograf la forum Pentru că eram și eu tânăr atunci Și într-o seară cu încă un prieten am invitat două fete La restaurant, la forum Ca să le cucerim, bineînțeles La concert holog la cântare holograf Dar unde ei cântau? Mm. Nu știam, nu știam pe nimeni Eram tânăr, tânăr Nu, nu intrasem, nu cred că intrasem încă la radio Sigur mm. nu intrasem Deci nu aveam niciun fel de intersecție M-am dus, mesea obișnuit toți banii noștri adunați, i-am luat cu noi, îți dai seama, Ciocule, că ne-am da, gândit da, că da, e, follow, da, e forum, da, da, adică da, da. o să ne ardă la notă. Și am intrat cu fetele, las la o parte faptul că fetele n-au avut ochi decât pentru Dan de la început și până la sfârșit, deci eu cu ăla eram disperați îți dai seama, noi, da, da, <laughs> da, da, să da, le dansăm, da, să da, ceva, dansam cu ele și erau numai da. cu ochii la, la bidman non-stop. În fine, am mâncat ceva firesc, adică o friptură cu niște garnitură și am luat niște sticle de vin, bănuiesc, și am ajuns. A venit nota de plată la sfârșit. Bine, tot, noi tot insistam, în sensul că să vedem. Uh, să se să, să, să încheie. ceva Să ridice steagul, să zică. Hai, băieți, treacă, suntem de acord. Bă, nenică, și vine la sfârșit nota de plată, care depășea cu mult ce avem noi în buzunare. Mamă. Deci nu vrei să știi senzația. Da, yeah, <laughs> Brusc, mă gândeam așa. O sun pe mama, mama are toți foștii colegi din liceu, sunt, pa, momentul ăla, aveau căci un pe la baruri, pe în stațiuni, dar noi eram din Mangalia, deci noi aveam până în... oprea era. la Olimp, știi, dar aveam nimic în, Costinești, da. în costi de ești, în zona asta. Știi cum am încheiat? A venit ăla și când ne-a nota și am zis, știți, avem o problemă, da. Nu prea ajung banii pe care îi <laughs> avem ca să achităm. Vase? Vase, ce puteai să faci? Păi avem de strâns pe aici, mi-au zis. Păi suntem pregătiți să strângem ce să mai... Deci îți dai de. seama, s-a terminat și cu gaji, și cu tot ce să mai... Că era... Nu, acea n-a fost violentă niciodată. Nu. Niciodată, <gurg> într-un final, și ăla a fost drăguț, că ne-a văzut că eram cu fetele și eram terminați, că și așa. și nu. era de. foarte limpede cum să termină partida și așa mai departe, și a zis, hai băieți, că și eu am lucrat puțin la nota asta, cât aveți bani la voi? V-am scos noi tot ce avem, îți dai seama, și cât aveam împreună, 100 și ceva de lei? De. Și a zis, hai lăsați-i așa la și vedeți când era mult mai puțin de fapt ne băgase și mese și scaune cred că erau toate băgate și data <laughs> adunase și data ta. dar noi fericiți că a scăpat de vii am plecat cu fetele tatăle cum e aia? asta e amintirea mea de la <laughs> cu nota de plată știi? A? și a data, cât e? 1.978 trecea linia și mai aduna 78 <laughs> nu e da, bani da, da, da. da, da. da, da. asta trebuie să spunem. Nu mai ce de când suna telefonul la tine. Și întreba unde e Mircea. A, unde da, da, suna telefonul și eu lăsam. Era codificat totul, ca să știe și ei pe unde sunt. Da? Lăsam, domnule, când dacă sună la la, la da, uite, îi spui așa, 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 Și da, s-a rămânat doamna vintile de la telefon. Mircea, unde este? Mi-a zis să vă spun că este la CC. A fost chemat. A fost chemat la CC. Da, la Comitetul Central, adică pentru da, da, ce, da, pentru da, cei mai tineri. CC, da, CC era Codricospinului. <laughs> Restaurant. Ciorbă de vorte, Tu zlaba. Tu slaba. de nebune și era. La, 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 da, Sau unde? S-a dus, pe, zic că un meci pe stadion și. Acolo s-a dus acolo, că într-adevăr e și un antrenament în altă parte și după aceea se duce la meci. Asta e la restaurantul stadion. Pe Colt. Sau la operă, la Fântâna Blanduzi. S-a dus rău, la opera, dar ce opere, la Este a dus la opera. De, 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 la și se joacă Fântâna nu știu, abia zis să vă spună, la restaurant la opera. Am ah, înțeles, am înțeles. În ce perioadă te-ai intersectat cu Edi Bălașa? Sara acum de la un alt Când am cântat pe... Uh, nu cumva prin Costinești? -a nu, și în Am fost nu? odată, am fost, nu, nu, nu în Costinești, am fost în Mamaia, am cântat. Okay. Când cânta el, uh, în perioada aia, cânta cu, cu Azi, Valisterian. Cu Valisterian cu, valisterian cu valisterian. cânta atunci. Așa e. No, da, 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 cu da, da, Valisterian, da. Așa este, Așa da. era în perioadă. Dar eu am cântat, uh, am cântat cu ei și cu Mugurel și cu, uh, uh, cu pentru prima oară am cântat cu formație. A fost primul forchist din România care a cântat cu gașcă pe spate. Frumos! Frumos, da. tare, tare, Cu și nu m-a aplaudat nimeni. <laughs> că nu înțelege? ei erau obișnuiți cu mine. Și spectacolul a fost Da. <laughs> pentru că ea, vari singur, Alifanti singur, Domnul cu singur, Zoe cu singur și el cu, a terminat cu gașca în spate. Ma. Că regula era atunci da? Deschide focul da? și închide locul. Și, -nchide și -nchide nu știam cum să-l da? mai apuce pe al nostru în toată treaba asta. Să văzuse să mă. Biciulescu bătea în tobe de zice că spage lemn. Da, era <laughs> da, ta, 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 ta. Că Așa erau obișnuiții, prima oră de fapt și uh, a, a fost un moment, Eu am zis, da, normal, adică trebuie să evoluăm și să mergem înainte, să simțeai nevoie și piesele se simțea că uh, trebuie să fie un acompaniament acolo. Bob Dylan a fost a, 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 prima oară când a apărut, el cântau pe camioane sus, cântau pe piețe, cântau pe, pe da? tot. și prima oară când a apărut cu o, o formație să cânte, toți au nebunit, Dylan, ești un trădător ce se întâmplă cu tine? Că de, de ce min. cântă cu formație? Da. Că de ce cânt se... dar el știa ce trebuie să facă și unde să... Simțea, simțea vremurile. simți, nu știu, simți simțea vremurile. Tu, simți da, tu da, că da. trebuie să evolueze într-o fel, nu, 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 se poate Și numai. atunci în Bastorelief era așa, Relu cu Tobe, Edi Bălașa Chitară, Eddie Mugurel Vrabetei chita, bas. Uh, bas. și la clape cine era? Care, uh, cum îl cheamă? Doru? Nu, 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 care, no. Uite, a fost în... Uh... Uh -huh. Când? Erwin Erwin, mi se pare că e, da. da În fine, pe păi Edi trebuie da, să-l sunăm da, da. da. Edi e medic, pentru cei care nu-l cunosc toată, Mă rog, e medic și în ziua de azi E medic, da. da Mai cântă doar din pasiune S-a refăcut relief la un moment dat, dacă da, vă aduceți da, aminte Da, da știu, știu a apucat da da, 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 da superb, superb Da, 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 chiar a fost foarte frumoasă reuniunea lor A făcut două lor. concerte cu ei Unul a fost la teatru la Excelsior, când eram la Excelsior Așa este, da Și unul a fost în club în așa este, da. La, la Big Mamu? La, nu? nu, dar nu. după aia au câte la Big Mamu. Ei da. au mers în toată treaba. Asta, marea problemă a acestei informații, este că atâtea personalități din atâtea domenii, din toate profesii de Artist plastic. arhitect. care, mă rog, când muziceam profesionist, că Mugurel chiar avea cântări, nu era? Polimug, Polimug era prins, dar el pe vremea aia și lucra pentru... Făcea grămadă. Tonuri pentru corc, mă rog, avea multe. Chiar avea mult de muncit și edi care putea să cânte doar când avea gardă. Da, da. Tu ce ce reuniune era la ăștia. Ne întoarcem, ne pleca cu discuția Paimații de studenți. Da, mă, băi, da. să știi că se simțea foarte mult poziționarea <gătări> asta intelectuală a, a muzicii. A, 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 a. Da. Eu, eu îi povesteam lui Aurel că la un moment dat ascultam chiar de la Miruna, da? da. Cu un vechi coleg de, de facultate, facultate și ce. Bă, uite vă despre ce cântau oamenii pe da. vremurile alea, mai erau colegi de facultate. În ziua de astăzi, oamenii s-apucă de muzică la maxim 8 ani. Da, da. Da. La 8 ani, când ai prins un ai pe ce ai prins cum le pui pe alea acolo, gata, tata. acum mai nu că s -au schimbat, dar n-aș vrea să am eu. <laughs> Loc pentru toată lumea. Acum deja nu mai pe cea, eu dau cu a treia oară. <laughs> Miruna e un personaj real? Îmi cer scuze că da. e <laughs> un personaj. <laughs> este, este, Chiar este, este, era da. o, o... colegă de facultate? Nu. Nu. Colegul de facultate era Andrieș. Alexe. Alexe, care era acolo, dar planșetă. <laughs> Erau colegi de... Un celebr și în perioada aia tot spunea. Prima oară eu l-am cântat la... Uh, la sala polivalent. Și oh. am a zis, bă, cântați și tu în mirona, că îl știau prietenii mei și că... Zic, bă, nu pot să-l cânt, că sunt doar două strofe și n-am cum să... Lasă, domnule, cânt așa două strofe și... Păi cum să cântă două strofe, că nu-i termina cântecul. Așa a fost inițial, că am zis, bă, nu, e... Ce, tu chiar făcut un pentru Miruna. cine te lasă și cum e și făcut așa, cine te, te lasă să cânti unde ți Cântă domne acolo și la început a fost dezastru. În sală. Delir, adică nu Lumea Era Așa. În sală era Miruna și cu mama e, doamna Mama Mirunei. Mama și și că mașa de noapte, ai de capul. Că mi-a zis, mine, bă, aveam impresia că toată sala e era o, o rușine. Dar ei nu știau pe ea. Ce? Sala, de unde, Pii, să, de știe unde că... să știe? Că... știe Dar ea simțea tot. Dar ea simțea, adică ce a simțit Pai ea. El a cântat o prima dată. Prima oară, de că nici nu era. Tu eu cântase și oară. doar ei până atunci. Nu mă, noi i cântasă, Nici, nici mie, ei. Nici ei nu știam? nu și cât am auzit, avem impresia că toată sala se uită spre mine. Pe cuvântul meu, nu Ma, am bă, spus, dai să seama, vezi, Mă, Păi, ce Foarte Ce mă N-am mai cântat-o cântat de atunci. Bine? Și după. Am avut un spectacol la satul mare. Da. Și a venit cineva din sală și mi-a zis, domnule, da, cântați cântecul la Că era student, era student și cânta și a fost aia și a rămas în cap piesă. Dar ați cântat o piesă. De ce n-ați mai, mai lucrat? Zic, doamne, nu, n-am lucrat, pe nu se putea cânta. Zic, cu păcat că eu cântec așa de frumos. De ce nu-l cânt? Zic, vă promit că, uite, mă apuc că-l termin și îl cânt. Și m-a apucat și am terminat cânt. atunci deci a atunci, că... atunci, deci după Revoluție, abia atunci s-a terminat că atunci nu s-a nu aia e, și... e ingineră doamna Gheorgheu. Nu este adevărat, nu e adevărat. Cu fata nu o să mi las pe fata mea să meargă la facă. Tu, tu și cu... De că niște de golan sunteți acolo și... Cum adică cu blugi, cu zi, zi, fata <laughs> Cum nu o să las eu la facultate cu fata mea cu pantaloni rupți la pe Doamna. Vă. Și el și să-i că, că de dată, dată, Să lui. știți că și Andrei, lăsați că știu eu. Să știți că și colegul, și Alexei, imediat, adică și el, el, el a văzut și o știi, nu se poate. Nu este adevărat, nu este adevărat, niciodată. Eu nu lăsam copilul să meargă la facultate. Arhitezește ah, de vede. Vai, 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 ce povești frumoase, vai de cap. Hmm? Ce frumusețe. Vrei să cântăm Miruna ha, Ciocule? Dar o cânti tu pe da. asta, că eu, eu o să fiu eventual e, colegul de facultate. Și tu acolo, și tu. Colegul no, de facultate. E prea frumoasă asta, mă, e prea frumoasă. Dragă Miruna, îți spun printre șoapte, îmi place că mă de noapte, dar mai ales vreau să-ți dau de să-mi o lași ca amintire, să-mi o lași ca amintire Nespus de frumos dormeai o noapte blândă Zâmbeai prin somn, iar eu stăteam la pânde Să nu te trezesc, să tulbur visele tale Dar vreau să-ți iau și costumul de baie Să te admir cu și fără costumul de baie în grădina botanică, într-o duminică, ea se plimbă ne-am fotografiat cu un vechi aparat automat. Un celebru și bun coleg de facultate spunea că vei blugi rupți la spate. Vedeai spre casă când afară plouă, cu trolei buzul. 89, blondă și tristă, cum ne-ai plăcut nouă. Cu pălăria de paie, cu panglică-mou, Ieșai din clădirea de pe strada Znagov, Ușor te, -te pe spre calea moșilor, Să-ți iei pepit pe pit de la Bucurobor, Bluză pe pit de la Bucurobor. Venind din practică, poșetă galbenă i-aș <laughs> În magazine a intrat, Fostă și-a cumpărat Maxim Florat. Max. Dragă Mirona, ce rost are să-ți cumperi toate lucrurile acestea? Cheltuiești o sumă prea mare de bani. De fapt, știi foarte bine ce spuneam în seara aceea, printre șoapte. Îmi place că mă așa ta de noapte, dar mai ales vreau să-ți dau de știre, să-mi o lași ca amintire Să mi-o lași ca amintire Acum mă privești într-o poză cu zinți Atunci avei nervi, dar și buze fierbinți Și te auzeam cum strigai printre șoapte Unde-i cămașa mea de noapte? Unde că mașa mea de noapte? La mine că mașata de noapte, la mine că -așa ta de noapte, plin pe că ta de noapte, plin pe că ta de noapte, plin pe că mașata de noapte. <grijă> Aoleo Apropo, lăsați un om bătut Să bea și o de, de, Sigur? De, de cigare, că e moarte. Sigur, sigur Hai, hai, luăm o pauză și ne de de toace Exact, da, da ba -o -i -o -i -o -i. <laughs> Și întrucât și editorul Unul și același cu cel care vă vorbește acum Parcă și-ar trage și el puțin sufletul Vă propun să continuăm Cea de-a doua parte a dezmățului intelectual În episodul următor Iar acum abia aștept să vă citesc mai jos comentariile. Sunt Andi Moisescu. Mă înclin. Voie bună!